ușor nebună, ușor. Oh my god, cum se aude. Deci am două motive atât de mari de a fi fericit. Bine, trei. Unul la mână, sunt încă în viață după o iarnă care nu a fost iarnă. Doi la mână, e foarte cald afară, sunt 20 de grade în București. Și trei la mână, l-am luat pe Moise la o tură. Moise e motocicleta lui Radu, Blechi e acasă. Momentan am zis că hai să mai diversific un pic lucrurile și să mă mai plimb și cu alte motociclete. Și nu regret nimic, pentru că motocicleta asta se aude, wow, absolut minunat. Wow, și ce rateuri dă. Pe cameră nu cred că se aude nici măcar un 20-30% față de cum se aude în realitate. Dacă vreți să vedeți review de la motocicleta asta, clar găsiți videoclipul pe canal. Și vreau să zic că a fost unul din cele mai reușite review-uri pe care le-am făcut pe canal, pentru că e o motocicletă minunată. Și evident, până să-mi vină mie ideile și să-mi pot găsi vorbele, trebuie să mă primi și să mă rostesc un pic. Dar acum gata. Și cum nu am mai vorbit în fața, sau mă rog, în spatele camerei de ceva timp, parcă nu mai am flow ăla de cuvinte, dar toată lumea care mă știe știe că eu nu fac bine la cafea. Și am băut două cafele înainte să filmez videoclipul ăsta, așa că s-ar trebui să fiu un pic poate prea agitat, dar nu nimic. Asta e, tai la montaj. Așa că după două săptămâni în care n-am mai ieșit să filmez și nu m-am prea ocupat de canal așa cum am vrut, pentru că unii din voi știu ce s-a întâmplat în viața mea personală, alții nu știu, așa că o să aflați cât de curând, dar e de bine, doar că am fost destul de ocupat. Astăzi o să vorbim despre top 5 lucruri, care vor fi de fapt 7 lucruri pe care poți să le îmbunătățești sau poți să le cumperi pentru motocicleta ta pentru a face mai frumoasă. Chiar dacă ea e oricum minunată, pentru că așa sunt toate. Mă rog, aproape toate. Și nu o să dau un nume de Harley acum, pentru că o să-mi sară lumea în cap. Așa că pe locul 7 vom avea un suport de număr mai mic. Știm cu toții că motocicleta vine din fabrică cu un suport de număr imens. Asta ține un pic de preferințele fiecărei persoane, dar mie personal nu-mi prea plac suporturile alea de număr din fabrică. Unele într-adevăr arată absolut minunat, altele în schimb arată destul de groaznic și strică cu totul aspectul, mai ales aspectul ăla agresiv pe care consider eu că ar trebui să-l aibă un naked, o sportivă, o motocicletă care chiar e agresivă. Așadar, pentru 30-40 de dolari cheltuiți pe AliExpress sau pe alte site-uri de genul, poți să schimbi destul de mult aspectul motocicletei tale, mai ales din spate. Plus că poți să spui numărul așa cum mai vrea tu. De obicei ele vin destul de drept și mi se pare că dacă ar fi un pic îndoit, nu vreau să înțeleagă lumea greșit, nu îndoit așa, ci un pic îndoit, are cu totul și cu totul altă formă și arată un pic mai agresiv. Apoi pe locul 6 avem un tankpad. Tankpad care vine undeva pe rezervor aici, în zona asta, și protejează rezervorul de zgrieturi. Poți să pui un tankpad personalizat, poți să pui un tankpad cumpărat de oriunde, care nu e mai mult de 70-80 de lei, destul de rezistent la zgrieturi și care o să ajute rezervorul tău să nu fie zgriat. În special de cei care nu poartă pantalon moto, pentru că de obicei acolo fie e un nasture, fie e șlițul și zona acolo de la rezervor ajunge să fie destul de des zgriată. Dar cu un accesoriu de sub 100 de lei poți să protejezi zona aia destul de bine și poți, dacă nu-ți mai place ăla, să-l schimbi oricând ai vrea tu. Apoi pe locul 5 vin oglinzile, care sunt unele din cele mai vizibile accesorii de pe motocicletă, așa că eu aș pune preț un pic pe asta și mi-ar plăcea ca pe motocicleta mea să fie niște oglinzi care arată bine și nu neapărat bine, dar să fie și vizibile, adică să fie undeva o balanță între cât de practice sunt și cât de bine arată. Dacă nu vă plac oglinzile clasice, mai sunt și oglinzile care vin puse aici pe capătul ghidonului, care la fel, cel puțin pentru o sportivă, eu zic că arată un pic mai bine. O sportivă arată bine cu oglinzi, dar mi se pare că arată mai bine fără. Și din câte știu, e destul de ilegal să umbli fără oglinzi, așa că nu vreau să aveți probleme din cauza sfaturilor cu motorbike. Să zic că după lumea motorbike dat unei învățat la prostii și acum ce crezi, ne-a prins poliția. Dar sunt sigur că asta nu se va întâmpla, pentru că voi sunteți băieți, sunteți băieți deștepți și înțelegeți cu totul ce încerc eu să explic. Apoi pe locul 4 avem rim strips. Rim strips-urile sunt de fapt benzile alea destul de subțiri care vin puse pe janta motocicletei, care pe lângă că arată foarte bine, aduc și un plus de vizibilitate, mai ales din lateral, pentru că noaptea de obicei rim strips-urile sunt fosforescente, iar noaptea când o să vină cineva din lateralul tău o să fie mult mai vizibil. Plus că sunt niște accesorii ieftine, la fel, undeva sub 100 de lei. Toate accesoriile pe care le spun acum în videoclip sunt foarte ieftine și pentru 500 de lei poți să le pui pe toate și schimbi cu totul și cu totul aspectul motocicletei tale. Pe locul 4 avem semnalizările, pentru că deja cum bine știm, motocicletele vin cu niște semnalizări destul de mari din fabrică, vizibile într-adevăr, foarte vizibile. Cred că sunt mult mai vizibile decât cele aftermarket. Cele originale de obicei sunt destul de butucănoase, destul de mari și mie personal nu-mi prea plac cum arată, de asta am căutat mai tot timpul să schimb semnalizările, dar cu unele care să fie vizibile și
și cu unele pe care le vadă și ceilalți participanți la trafic, pentru că asta e cel mai important. Degeaba știi tu că schimbi direcția când cel din spatele tău sau cel din fața ta nu vede asta. Mi se pare o mare prostie să spui semnalizări mici. O semnalizare subțire, uite cum sunt astea pe care le are Radu, sunt undeva la 80-90 de lei și se văd și ziua, se văd mai ales noaptea și sunt foarte drăguțe. Sunt super slim, sunt foarte arătoase, dar suficient de puternice cât să fie văzute de ceilalți participanți. Apoi un loc mai sus avem levierele de ambreiaj și de frână, care pe lângă arată mult mai bine decât cele originale, sunt și mai practice, mai ales pentru cei care au palmele un pic mai mici. De obicei, cele mai comune sunt cele de pe AliExpress sau cele pe care le găsiți prin România destul de ieftine. Nu pot să zic că sunt cele mai bune, nu pot să zic că sunt cele mai proaste, e not great, not terrible, dar good enough. Dar cum ziceam, multe vin cu unghiul ăsta de aici care îți permit să faci un grip mai bun cu unul sau poate chiar cu două degete. Aduc maneta un pic mai aproape de manșon și mi se pare un pic mai confortabile. Într-adevăr, poate nu sunt cele mai rezistente materiale, dar până acum nu am auzit de la nimeni să se rupă una de genul. Plus că la fel, sunt destul de multe culori din care poți alege și poți să-ți faci motocicleta așa cum vrei tu. Nu e doar albă, nu e doar neagră, nu e doar roșie. Alegi culoarea preferată de tine, o pui pe motocicletă alături de alte accesorii de aceeași culoare sau culoare asemănătoare și garantat o să faci să arate mai bine. Pe lângă faptul că sunt arătoase, multe din ele vin cu un reglaj aici, care îți permit să o faci mai lungă sau mai scurtă în funcție de mărimea mâinii tale și am văzut la unele că au un fel de balama care le permit să se basculeze sus-jos. Și asta e bine în momentul în care tu cazi, pentru că maneta efectiv nu o să plesnească, o să se basculeze și tu de acolo nu o să rămâi fără manetă, așa cum ați văzut și voi la un videoclip de-al meu de acum vreun an și jumate, cum am rămas un bel la belvedere din cauza că i-a căzut pe o parte efectiv motocicleta și a rămas fără manetă de ambreiaj. Dacă ar fi avut manetă de genul, cel mai probabil s-ar fi basculat, ar fi pus-o la loc și ar fi putut să-și continue drumul mai departe. El atunci a rămas blocat, iar sâmbătă a avut noroc că era un băiat care l-a ajutat în Brașov și și-a făcut treaba. A reușit să ajungă într-un final la București, dar dacă mergi, de exemplu, prin pădure sau printr-un loc mai puțin circulat sau printr-un loc în care nu știi oameni, s-ar putea să întâmpini alte probleme. Și cel mai sus în tupul nostru, pe locul 1, vin mașoanele, care, din punctul meu de vedere, pe lângă că arată foarte bine unele aftermarket, în special cele de la Barracuda, într-adevăr, astea sunt fake Barracuda, dar am avut și originale Barracuda, nu e foarte mare diferență, trebuie să recunosc asta. Se simte diferența de calitate de material, dar se simte și diferența de preț, dar pe lângă faptul că arată mai bine, au și un grip mai bun în comparație cu cele originale. Adică nu numai că arată mai bine, dar te ții și mai bine de ele. Nu permit mănușii să alunece și te ții un pic mai bine de ele. Din nou, asta mi se pare un avantaj destul de mare și trebuie luate în calcul și ele, nu numai faptul că arată bine. Dacă poți să ții îmbunătățești motocicleta cu anumite accesorii și poți să faci să fie și mai practică și să fie și ție mai ușor de condus, atunci de ce nu? Toate accesoriile pe care le-am zis până acum, dacă ar fi să le iei individual, nu cred că ar depăși 100 de lei, iar în total nu cred că ajungi la mai mult de 500 de lei să le cumperi pe toate. Nu e obligatoriu să le iei pe toate, poți să iei doar câteva sau poți să nu iei niciuna. Eu ți-am prezentat până acum ce aș cumpăra eu pentru o nouă motocicletă sau ce aș îmbunătăți eu. Pe lângă faptul că o fac mai arătoasă, o fac și mai practică, poate un pic mai ușor de controlat, poate mai manevrabilă, poate mă ajut pe mine, pe lângă faptul că o fac pe ea mai frumoasă. Cred că sunt un pic rusty la vorbit în trafic și la împărțit atenția așa cum mi-aș dori eu între condus și vorbit, dar ținând cont de faptul că nu e motocicleta mea și ținând cont de faptul că n-am mai făcut asta de ceva timp, o să-mi revin, promit. În două videoclipuri o să fiu ca nou și o să fiu din nou cel care vorbește foarte mult fără pauză și cel care face asta și o să fiu din nou cel care vă enervează ca și până acum. Ca de obicei, eu sunt Motorbike Voice, deci cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!